Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Psalmii 34, cu 1 până la 8. Avem aici mai multe făgăduințe din partea bunului Dumnezeu. Dar din versetul 4 ne dăm seama că autorul, David, vorbea din proprie experiență. Trăise în viața lui împlinirea făgăduințelor. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Și câte temeri nu sunt. Unele le avem și noi chiar acum. Iar în versetul 8 citim, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. David ne îndeamnă aici să experimentăm și noi această realitate. Cum putem face asta? În primul rând, prin studierea cuvântului Său. Domnul Hristos, în confruntarea cu Satana, spunea în Matei 4:4, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Studiind cuvântul Său, descoperim cine este El și ce a făcut și face pentru noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Acest verset este numit textul de aur și pe bună dreptate. Descoperim ce Dumnezeu minunat avem și ce dragoste supremă are pentru noi oameni. Să privim puțin la noi. Suntem buni? Din experiență vă spun că atâta vreme cât stau departe de Dumnezeu, mă văd bun. Și cu cât mă apropii de El, mă văd așa cum sunt, un păcătos. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca lâna. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia 1:18. Domnul spune aici, haideți să ne judecăm și să vă descoper soluția. Iar soluția este iertarea, indiferent ce ai făcut. Putem cere acest lucru personal printr-o rugă simplă adresată prietenul nostru cel mai bun, Dumnezeu. Avem ocazia unei experiențe frumoase cu El, care este la îndemâna oricui. Și făgăduințele Sale se vor împlini cu noi. Haideți să gustăm acest lucru. Haideți să probăm. Voi încheia cu textul din Evrei 4:16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Putem face acest lucru începând de astăzi, chiar de acum, și nu vom regreta niciodată. Mai este har pentru aceasta.